Să ne ajute Domnul să ne vedem cu toții acolo. Amin. Să ajungem ziua aceea minunată și să ne bucurăm cu Domnul o veșnicie. Pentru mine și soția mea e o mare bucurie că Domnul ne-a deschis drumul să ajungem în această zi să fim împreună cu Nic și Luci, cu fratele Nicu Buliga și familie și soția dânsului la acest eveniment. Și din toată inima dorim Domnul pe toți să ne binecuvinteze. Amin. Asemenea evenimente, să știți, chiar în bisericile mari nu sunt frecvente, mereu, din când în când, foarte rare sunt. Atunci când se pun păstori în lucrare sau chiar prezbiteri, există un timp. Mă bucur pentru această lucrare din toată inima și ceea ce dorim din tot sufletul este Domnul să lase binecuvântarea peste cei doi. Amin. Domnul este Cel ce cheamă în lucrare. Mă gândeam aici la Coloseni, capitolul 2, versetul 5. Măcar că sunt departe cu trupul, cu Duhul sunt cu voi, spunea Pavel, și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Deci aceasta este o rânduială pusă de Dumnezeu, stabilită de El. Ceea ce se face, se realizează astăzi aici, este o rânduială lăsată de Cel Preanalt. În textul din Tit spune, te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Uneori prezbiterii sunt mai deși, evenimente care sunt mai dese în biserici, dar când e vorba de păstori, sunt evenimente destul de rar realizate. De aceea Apostolul Pavel este cel ce stabilește aceste rânduieli sub impulsul și călăuzirea Domnului. Foarte importantă această lucrare. Sunt lucrători, să știți, puși de Domnul. Dincolo de biserică și de oameni, este Domnul care rânduiește, hotărăște. Biserica e chemată doar să descifreze. Să descifreze voia și planul Celui Preanalt. Dar sunt și lucrători îngăduiți de Domnul, nu puși de El, îngăduiți de Domnul. Și sunt și lucrători cu care Domnul nu are nimic. Biblia vorbește, sigur, despre aceste categorii. Noi ne bucurăm în această zi aici, în această biserică, că Domnul este prezent în această lucrare. Este lucrarea Lui, nu o punem la îndoială. Și ce dorim? Domnul să lucreze în continuare, să ducă la bun sfârșit. Ce începe El, El duce la bun sfârșit. Câteva gânduri aș vrea să le subliniez, în primul rând, în dreptul celor doi frați. Relația cu Domnul este primul lucru foarte important în dreptul vostru. Omul lui Dumnezeu trebuie să aibă o relație cu Domnul permanentă, o părtășie cu El, înainte de orice altceva. Este pe prim plan și asta tot timpul, toată viața. O a doua relație este relația cu familia, foarte importantă. Înainte de a fi biserică, ai familia. De altfel, standardul spiritual și moral al unei biserici este, sau nota de spiritualitate, a unei biserici este dată de nota de spiritualitate a lucrătorilor care sunt în biserică. Ei stabilesc cadența. Foarte important. Chemarea este foarte mare. Responsabilitatea este înaltă. Dar și răsplătirile, sigur, sunt pe măsură. Dumnezeu este Cel ce ajută, sprijinește. Relația cu El, în primul rând, aia înseamnă părtășie cu El, părtășie în cuvânt, în rugăciune, în cămăruță. Apoi, relația cu familia. Foarte importantă, familia lucrătorului. Soția și copiii lucrătorului într-o biserică. Ei sunt un exemplu, toți se vor uita la soția lucrătorului, la copiii lucrătorului. De aceea este foarte important
în dreptul familiei să ne concentrăm, să împlinim ceea ce trebuie și Dumnezeu este Cel ce ne sprijinește, dincolo de puterile noastre. Nu le putem noi face pe toate, dar Dumnezeu, în măsura în care ne dăruim, El este Cel ce desăvârșește lucrarea la care suntem chemați. Și în ultimă instanță, relația cu biserica. Relația cu biserica, foarte importantă. Cele trei relații de care trebuie să ținem cont tot timpul. Și aș vrea să amintesc, nu se pun lucrători din milă, nu ne căsătorim din milă, o căsătorie din milă aia e faliment, pornești cu stângul, ne căsătorim din dragoste, e rânduiala lăsată de Dumnezeu. La fel, lucrătorii nu se pun din milă, mila trebuie să primeze în toate acțiunile noastre, în tot ce facem. Dar când e vorba de a pune lucrătorii, ei nu se pun din milă. Trebuie pe de o parte să descifreze chemarea celui la care Domnul, spre care Domnul ne orientează, ne îndreaptă inimile și privirile. Și apoi, sigur, trebuie să vadă familia. Este foarte important. Apoi un lucrător trebuie să aibă acceptul de sus, în primul rând. Acceptul de sus, de la Domnul. Foarte important. Domnul este Cel ce vede. Sunt, sigur, la ora actuală, la noi, la Betel, suntem 12 lucrători, 4 păstori, 6 prezbiteri, 2 diaconi și e un plan acum, în continuare, în perspectivă, în timp, în timpul din față, să mai fie ordinați lucrători. Avem cel puțin 10-12 tineri care predică foarte bine. Pe oricare l-ai lua, poate face față în orice împrejurare, fără să fie pregătit chiar. Dar aia nu înseamnă că toți sunt chemați să fie și lucrători într-o biserică. A predica e una și a fi un lucrător e cu totul altceva. Nu înseamnă dacă este un vorbitor bun, neapărat el trebuie să fie pus în lucrare. Trebuie să fie pus în lucrare cel care în primul rând are chemarea. Și această chemare, biserica trebuie să o descifreze, să o înțeleagă. Trebuie să aibă acest accept a celui preanalt, de sus. Și ea se va vedea în timp. Apoi trebuie să aibă acceptul familiei și familia. Foarte importantă familia unui lucrător. Familia unui lucrător este exemplu de bună oară soția pentru surorile din biserică. Ținuta ei, standardul ei moral și spiritual, modul ei de a se comporta, de a acționa, foarte importantă. Ea, de fapt, împreună cu copiii, trebuie să asigure spatele lucrătorului. Lucrătorul pleacă de multe ori. Într-o parte în alta, mi-aduc aminte, după ce am fost pus în lucrare, au fost mai multe biserici, un sector destul de mare la început. Și veneam seara, fiecare seară târziu, în fiecare zi eram fiecare seară într-o biserică. Soția rămânea cu fetele acasă, Domnul ne-a dăruit 5 fete în viață. Dar mi-aduc aminte, așa ca o paranteză, îmi vine în minte un mesaj care l-am avut atunci. În vremea aceea zice, toate cele 5 odrasle vi le-am dat pentru slava și podoaba casei. Și cu adevărat au fost o podoabă pentru familie. Îi mulțumim Domnului pentru cele 5 fete și familiile lor, dar ne-au dat și 5 gineri. 3 din ei sunt păstori, 2 dirijori de formații în biserici. Ce să spun fără comentarii, ne-au dat și 42 de nepoți până acum, de care ne bucurăm. Uitându-mă în urmă, nu pot decât să-L binecuvintez pe Dumnezeu pentru îndurările Lui. Deci aș vrea să nu uităm, dragii mei, familia are un rol foarte, foarte important. Câteva gânduri pentru lucrătorii. Un lucrător întotdeauna trebuie să aibă cuvântul lui Dumnezeu. Fac alergie atunci când aud tot felul de
lucrători, vorbitori, care predică și tot felul, numai cu exemple și numai cu nimic din Biblie, sau foarte puțin din Biblie. Nu-i admis așa ceva. Când vii în fața poporului, trebuie să ai cuvântul, Biblia, cea care are autoritate și dă notă de autoritate, este cuvântul, nu poveștile. Sunt întâmplări și experiențe personale pe care nici nu îndrăznesc să le spui la altul, ca să nu pară altceva. Să te laude altul, nu gura ta, un străin și nu buzele tale. Dar înaintea poporului întotdeauna trebuie cuvântul. Aia înseamnă că trebuie să studiem cuvântul. Trebuie să ne facem timp pentru cuvânt. Noi nu se poate altfel. Tot timpul trebuie ceva proaspăt. Și Domnul dă, și Domnul deschide. Și Domnul se îndură, dar de cine sigur? Și dorește, și se luptă, și își face partea lui. Un om chemat de Dumnezeu în lucrare, îl reprezintă pe Dumnezeu. El asta va căuta întotdeauna, să-L reprezinte pe El. Tatăle, am dat cuvintele tale, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o, să o fac. Lucrările care le fac nu sunt ale mele, sunt ale Lui. M-a interesat ca și Domnul în bunul mers al lucrării, nu e nimeni decât El, înaintea mea. Noi de multe ori încercăm să pozăm, că îl dorim mai mult decât Domnul binele lucrării din punct de vedere spiritual. Niciodată noi nu-L putem dori și să realizăm. Domnul îl dorește cel mai mult, biserica e a Lui. Și noi nu trebuie să uităm niciodată acest amănunt semnificativ. Lucrarea este a Lui. El se implică, El o controlează, El o conduce. De aceea, întotdeauna, un om trimis de Dumnezeu trebuie să-L reprezinte pe Dumnezeu. Să fie un om al rugăciunii. Nu se poate fără rugăciune. Timpul tău, sigur, și cu familia, rugăciune la nivelul familiei, părtășie cu familia, dar și părtășie cămăruță. E nemaipomenit să te vadă copilul și azi și mâine și poimâine și ani de zile că ai timpul tău în cămăruță, când ieși cu ochii umezi de acolo din cămăruță. E foarte important. Un om chemat de Dumnezeu în lucrare este format de Domnul, crescut spiritual. Este crescut spiritual. El este un om constant. E un mare lucru ca un om să rămână mereu același. Atunci când alții bat în retragere și nu știu cum să acționeze, un lucrător al lui Dumnezeu, un păstor, care e pus în frunte, ăla trebuie să rămână pe verticală, ăla merge înainte. Ăla nu trebuie să aibă vreo temere de ceva. El se încrede întotdeauna în Domnul, e foarte important. Plin de credință, plin de cuvânt, plin de Duhul Sfânt, un om cu autoritate. Știți cine are autoritate? Cei care stau sub autoritate. Cine vrea să aibă autoritate, stă sub autoritate. Peste cei mari sunt alții și mai mari. Și peste toți veghează Dumnezeu. Ce frumos! Să stai sub autoritate. Mi-aduc aminte de cineva care îmi spunea, printre altele, într-o împrejurare, că lui nu-i teamă de nimeni, n-are nicio frică. De niciun om, vroia el să spună, de niciun lucrător, că el numai de Dumnezeu se teme. Cine vorbește așa, nici de Dumnezeu nu se teme, n-are teamă de Dumnezeu. Cui datorați frica, spune Biblia, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Ce frumos și în familie. O soție va avea autoritatea asupra copiilor, când nu-i soțul acasă mai ales. În contextul în care ea va da cinste soțului întotdeauna, îl va cinsti. Asta este lege. E o rânduială stabilită de Dumnezeu. De aceea, din toată inima, dorim cei doi frați să fie oameni cu autoritate din partea Domnului. Să rămână sub autoritate, că nu se poate altfel, și să aibă autoritate în dreptul familiilor lor și apoi în dreptul bisericii, la nivelul bisericii. Un om chemat de Dumnezeu este un om călăuzit. Un om călăuzit. Ce mare binecuvântare să nu ne grăbim în anumite decizii. Vor fi momente în care neapărat, repede, trebuie să dăm un răspuns.
Întotdeauna să fie călăuzirea. Și dacă n-am călăuzirea, nu mă grăbesc. E lucrarea Domnului în ultimă instanță. Păi nimeni nu-i mai interesat de biruință și de un răspuns bun ca și Domnul. El mi-l dă, dar trebuie să fiu foarte, foarte atent. Să aștept răspunsul Domnului. Un om al lui Dumnezeu, chemat de Dumnezeu, este un om smerit. Un om smerit. Un om mic și în același timp mare. Un om smerit. Smerenia e o mare binecuvântare. Răsplata smereniei și a fricii de Domnul este lauda, slava și cinstea. Smerenia este o podoabă extraordinară. De fapt, e terenul de unde cresc toate virtuțile posibile. Ferice de cei săraci în duh, ăla e cel smerit. Un om smerit. Un om care întotdeauna realizează, el este doar un slujitor al lui Dumnezeu și atât, nu stăpân al bisericii. Nu, noi suntem stăpâni, suntem slujitori fiecare în dreptul nou, la chemarea, vis-a-vis de chemarea care o avem. Stăpânul este Domnul, el a murit pentru biserică. Biserica îi aparține, este a lui. Noi suntem doar niște slujitori ai lui. Un om mare și în același timp un om mic. Încă o dată, slujitorii și familiile lor sunt exemplele bisericii, standardul. Ei nu trebuie să fie primii la rugăciune, primii la părtășie. Slujitori care s-au obișnuit să vină chiar atunci când trebuie să urce la amvon, când începe serviciul divin. Ce frumos să-ți faci timp! E lucrarea Domnului, vin puțin mai repede la casa Domnului. Mai stau de vorbă cu un frate, cu un altul și mă familiarizez cu biserica, cu atmosfera bisericii, foarte important. Frații, să uită, să știți, biserica se uită la lucrători. Noi obișnuim să spunem fraților, nu vă uitați la noi, nu vă uitați la familiile noastre, uitați-vă la Domnul, dar până la Domnul ei se uită la noi. Și noi trebuie să-L vadă pe Domnul. Hristos în voi. În viața noastră, în acțiunile noastre, în trăirea noastră. Dorim încă o dată pentru cei doi, Doamne, binecuvintează-i. Amen. Când se va face rugăciunea, sigur nu ne îndoim că Domnul e Cel ce îi va binecuvânta. Domnul să deschidă cerul pentru ei. Amen. Sunt la pensie de un an. 71 de ani am acum și de anul trecut. Și ce să spun? Știți motoul, niciodată să nu ieși la pensie, doar să schimbi ocupația. Dar la biserică sufăr dacă n-ajung cu jumătate de oră cel puțin înainte. De oricare, orice părtășie, și marța la rugăciune, și vinerea, și joia la program, și duminica când sunt acasă. Foarte important cum ne formăm. Și apoi, sigur, o concentrare foarte mare asupra familiei. Domnul mi-a dat fete și cineva îmi spunea, frate Eugen, ție ți-a fost ușor că tu ai avut numai fete și ele te-au ascultat. Dar sigur că nu mai fost și alții care au avut fete și nu au ascultat. Adevărul este că a fost o binecuvântare reală pentru noi. Mă bucur pentru ginerii, 3 păstori dintre ei și 2 dirijori de formații. Mă uit și la nepoți, locuim acolo acasă cu 13 nepoți în familie. Suntem împreună cu ei. Dar ce să spun că n-am putea să fim fără ei. Suntem împreună, 17 persoane, ei nemaipomenit. Și să-i vezi că cresc sub ochii tăi, ascultă, vin la biserică, îl slujesc pe Domnul, asta e bucuria noastră. Comoara adevărată, zestrea pe care noi o avem, e cea spirituală. Ea trebuie păstrată. Închei și doresc încă o dată, Doamne, binecuvânt aceste familii. Amen. Să aibă Domnul vedere și ceilalți lucrători din biserică și frații ceilalți lucrători care sunt prezenți în această zi la această lucrare. Doamne, vrem așa cum suntem aici, să ajungem și în împărăția Ta toți. Să nu lipsească niciunul.
din cei dragi pe care Tu ne-ai dăruit și în familiile noastre, împreună cu toți, să moștenim împărăția și să ne bucurăm cu mari oameni al lui Dumnezeu. Biblia vorbește de nume celebre. Și Biblia spune, în același timp, ne promite că și noi vom fi împreună cu ei în contextul în care ne vom face partea noastră. Vom rămâne smeriți cu El, ascultători de El și Domnul este Cel ce le are în vedere pe toate. Amin. Amin.